Exact, ai momente scurte, bucură de ele, eu încerc să le iau în brațe din plin, pentru că știu că singura constantă e schimbarea. Celălalt pas a fost să identificăm clar care e viziunea despre ce construim. Și asta pentru noi este să transformăm idei autentice în produse scalabile și de succes. Orice loc de dubiu sau de stai un pic poate să afecteze unde ajunge avionul. <laughs> Chiar dacă poți contribui într-o mică măsură la ceva care o să aibă un impact în toată lumea, îți dă un sentiment special. Faptul că viața asta poate să fie trăită mai bine, mai autentic, mai frumos în modul de neimaginat până acum, iar tehnologia vine să facă asta posibil. Salutare dragilor și bine ați venit la un nou podcast. Astăzi am alături de mine CEO-ul unei companii care a reușit să pornească de la zero și într-un termen relativ scurt de timp, dar cu foarte multă muncă în spate, a construit o companie care generează venituri anuale de 2 milioane de euro, lucrează cu clienți din mai multe țări, state, Germania, Belgia, România, deci am putea să spunem că e o companie internațională. El este Cătălin, CEO-ul companiei Linify. Salutare, Cătălin! Salutare, Adi! Mulțumim pentru invitație! Și noi îți mulțumim că ne-ai primit aici. Suntem în sediul lor din Cluj. Au un sediu foarte frumos, o vilă întreagă, într-o curte superbă. Foarte, foarte fain la voi și ne uităm la ce ați făcut și vrem să știm și noi cum ați reușit să ajungeți aici, într-un într termen scurt, totuși, de la zero. Da, uite, în 2016 am început. Ok. A, cu Răzvan și Alex, cofondatorii. Deci trei tineri, da. corect? Da. S-au hotărât să facă un business. Da, dintr-un apartament. Povestea garajului românesc. <laughs> da, da, da. da. <laughs> Clasic în România, da. Ok. Da. Um, nu, pe atunci cu Răzvan și cu Alex, noi cochetam cu ideea de a face ceva împreună, fiind cred că în al treilea an de facultate atunci, ne aveam ideea de a construi ceva, de a crea ceva și țin minte că Răzvan se întorsese dintr-un studiu program de studiu din Franța în vara aceea și identificase o nevoie în piață. Faptul că trebuia să meargă la câțiva kilometri distanță să-și facă cumpărăturile și să pleacă care până acasă singur, da. neavând mașină în, în Franța, când am mers cu avionul. <laughs> um, bun, și când s-a întors, am zis ok, hai că putem să facem ceva din asta dacă există o nevoie și în piața din, din Cluj. Bine, n-am analizat noi super meticulos, n-am făcut cercetare de piață cantitativ, calitativ. Am mers, fiind foarte tineri și la început, am mers direct pe a construi. Și am luat ca model un startup era deja de succes din state, Instacart, ce făcea cumpărături la domiciliu și folosea platformele supermarketurilor locale și din apropiere pentru a-și crea catalogul de produse. Da, zis și făcut, am pus la punct platforma rapid, am participat la câteva competiții de startup-uri din România, printre care Innovation Labs și Junior Achievement. Am lansat după în piață, cred că era în vara anului 2017, pe primăvară-vară, și a fost full-on startup mode. Între timp ni se alăturaseră și... Alt Răzvan, Darius și cu Sebi Ei au fost uh -huh. primii trei care ni s-au alăturat Și da, făceam uh, livrări da. pentru clienți Făceam uh, development, făceam customer support Voi toți cei șase făceați asta? Da, da și aveam la un wow. moment dat Erau câțiva clienți ce erau foarte generoși cu tipsurile Pe care deja îi știam din... Da. Și când știam că vine ziua în care trebuie să livrăm către ei, <laughs> vă băteați care să nevoile să ducă cumpărăturile. Da, 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 da. Da, ce a început uh, um, frumos cumva, pentru că cred că ați învățat foarte multe chestii atunci. Mama, -alea, în cele 9 luni, câte am învățat din experiența practică, n-am învățat. Uh, adică, nu zic că n-am învățat și din teorie și că nu e importantă, e esențială ca să ai o bază pe care da. construiești. Dar experiența aia practică și să te lovești de provocări head-on, nu se compară. Da, da, da. Ok, și ce s-a întâmplat cu compania? Adică cum de-a ajuns în punctul acesta? Păi, modelul de business pe care îl pusesem la punct nu era neapărat uh, sustenabil, cel puțin pentru startup-ul acela. Aveam nevoie de niște comisioane care să vină și din partea supermarketurilor pentru comenzile ce le aduceam. Acolo a durat mult timp până când să ajungem să avem o conversație măcar cu ele și chiar și așa dealurile pe care, care ne erau oferite la început nu făceau sens. Să apelăm la capital extern n-a fost o opțiune pe care măcar să o luăm în considerare, nici nu ne gândeam că e posibil așa ceva și zona mm -hmm. de visiuri și de investiții era la început în România, cred că în 2016 atunci. Abia încă înfremța, cochetam, cumva, da, da. încă ecosistemul cocheta, până, până și la nivel general de țară, încă nu. Da. Și atunci, ce am zis că facem, ok, noi trebuie să ne asigurăm totuși traiul, dacă e să chiar construim o companie pe bune, și am început să dezvoltăm soluții pentru clienți din afară. Și am început cu Germania și Statele Unitele Americi. Deci, practic, ați pivotat business-ul. Da, correct? bine, într-un model cu totul cu totul nou nou pentru noi, nu nou pentru viață, da. Da, da, da. Ok, și în perioada aceea cam... Sau că ce am semnat în cifre perioada aceea? Noi am azi. fondat compania în 2016, 24 octombrie 2016 și primul an l-am încheiat cu aproximativ 5.000 de euro venituri. Al doilea an, la fel, similar. Și după am avut o creștere între 2017-2019 de la 5.000 la 50.000 și la 500.000, un tenex doi ani la rând. A fost destul de accelerată trecerea aceea. Uh, vertiginos, aș spune, da. cu multă dinamicitate. Uh, dar cum ați așezat creșterea asta astfel încât să nu vă scurcircuiteze? Pentru că sunt și riscuri Pe cât de mari, mult dacă... am putut, am așezat-o. Pe cât da. de mult am putut. Uh, dar pot să zic că am fi putut face o treabă și mai bună cu experiența pe care o avem acum. Uh, Ne-am investit de la început foarte mult în uh, cultură, în oameni, în, adică primele, primele profituri care au venit le-am investit în a putea să o, le mutăm la un sediu mai mare pentru a preconiza o creștere, uh, să investim în brand și într-o expansiune internațională. Lucruri care ne-au ajutat și ne ajută în continuare. Uh, dar pot să zic că putea fi și mai așezat uh, și mai uh, um, realist, uh -huh. pesimist din unele perspective. Da. Am înțeles. E, e ceva ce ați învățat și merită transmis mai departe din această creștere uh, bruscă cumva de la 5.000 la 50.000 și apoi la 500.000? Da. Um, Iați un consultant, nu neapărat un consultant, dar cineva cu expertiză financiară, poate un CFO part-time sau cineva care să te ajute să vezi lucrurile pe care n-ai cum să le vezi încă dacă ești la început de drum. Doar pentru a putea să iei decizii mai informate și mai bune, aș recomanda. Da? Ok, voi n-ați făcut asta, bănuiesc. Nu, nu, nu. Dar am învățat tocmai experiența cea practică, când te lovește o simți mult mai puternic și îți rămâne impregnată. Da. Și apoi de la 500.000 la 2 milioane, cum ați ajuns? Ce ah. ați făcut? De ajuns Cred că am avut un an mai, un an de o creștere mai redusă, de, cu vreo 10% atunci, 2019-2020. Uh, practic, ce am făcut în anul acela, am diversificat portofoliul de clienți. Pentru că eram expuși cu 80% din venituri pe un singur client din Germania, în anul e. acela de creștere exponențială, e. și devenea un risc prea mare pentru companie. Și am făcut în următorul an. După... Am crescut de la 600, cred că aproape de un milion, pe la 900. A fost un an în care am uh, lucrat cu parteneri și din țară și din afară în a putea să ne creștem puțin veniturile și a crește stabilitatea. Uh, iar în următorul an, um, 2022, cred că ne-am dublat la un milion 800, da? ceva de genul, a fost un an în care... A, eforturile pe vânzări și pe branding s-au arătat și am început să generăm clienți și nu doar din word of mouth și referral, ci să vină și către noi. Iar anul trecut a văzut o creștere din nou de aproximativ 10-11%. Ok, vă ținem pumnii strâns să aveți creștere din Da, ce anul ăsta preconizăm ceva similar, aș zice eu, mm -hmm. încă nu chiar o creștere. Presupun că după ce piața își revine și deja sunt se semne cum că se întâmplă asta, o să vedem o creștere anul viitor. Asta și cu un model adaptat nevoilor de azi din piață de IT. Ok, dar cum a fost pentru voi din perspectivă emoțională tot parcursul acesta? Ah, pui, cel mai puternic roller coaster din viață pe care poți-l ai, adică ai momente în care ești, ți se pare că ești, nu știu, eroul pe, eroiul, eroilor tăi. Da, eroul planetei. Exact, exact. Ai momente scurte, bucură de ele. Eu încerc să le iau în brațe din plin pentru că știu că singura constantă e schimbarea. Și atunci, știi, vin și perioade dificile. Important prin perioadele dificile să, să știi că dacă ai o viziune și ai un, un DC puternic care e combustibilul tău, a, ține vorba doar de drum. Drumurile vin cu provocări. Dacă n-ar fi provocări, înseamnă că pui un drum prea ușor pe care le ai ales. Asta zic eu. Deci, practic, provocarea trebuie să fie atât de mare încât să te sperii dacă da. vrei să apară evoluție. Trebuie să ieși din zona ta de confort. Da. Um, și echipa, cum ați, cum ați gestionat în echipă toată, toată, tot acest parcurs? Pentru că să pleci dintr-un punct în care aveți viziunea unei pro unui produs, corect uh -huh. unei platforme, și să ajungi să livrezi, practic, servicii de dezvoltare software și o să-mi spui tu mai târziu un pic și alți factori diferențiatori ai voștri, uh -huh. că poate n-am înțeles bine eu businessul. Uh, dar cum a, cum a perceput echipa ta treaba asta și cum ați reușit să rămâneți împreună? Uh -huh. Păi, bună întrebare. După ce am făcut produsul și n-am găsit succesul, cu el. Da, succesul când acela aspectam. din filmele din Silicon Valley pe care îl vezi cu exituri uh -huh. de milioane și zeci de milioane. Um, Ne-am uitat un pic la noi și ce ne face să vrem să lucrăm împreună, să construim împreună și care e viziunea înspre care vrem să construim. Și am avut un exercițiu când în 2018 parcă, când ajunsesem la aproximativ 18 persoane în echipă, în care am identificat împreună okay, care sunt valorile comune care ne fac să ne bucurăm de faptul că lucrăm aici împreună. Și după a fost un exercițiu de una, două zile, am identificat autenticitate, unitate și viziune, ca fiind valorile care ne ajută să construim împreună. Și ala, ala a fost un prim pas. Celălalt pas a fost să identificăm clar care e viziunea înspre ce construim. Și asta pentru noi este să transformăm idei autentice în produse scalabile și de succes. Și atunci tot ceea ce înseamnă de la nivelul de idee, da. la primul pas incipient în creație, până la a transforma acea idee în valoare adevărată în piață. Și asta se întâmplă când produsul este de succes și este scalabil. Scalabilitatea, practic, aduce tehnologia, componenta de tehnologie. Uh -huh. Uh -huh. Ok, ați avut momente dificile prin care ați trecut? A, da, foarte multe. Um, numeroase. <laughs> numeroase. Da, da. da. Ce, ce momente aș putea să... Am avut investiții mai puțin inspirate în startup-uri și investiții care n-au luat în considerare neapărat mărimea noastră, nefiind atât de mare. Ne-am, din nou, dacă am fi avut poate o privire externă care să ne informeze mai bine cu privire la cum luăm deciziile, poate ar Chiam fi fost, am, fi făcut, da, am, am, fi făcut lucrurile poate un pic diferit. Fie că consultam un fie că ți iei pe cineva intern fracțional sau aș recomanda. Um, și asta ne-a pus în niște situații dificile în care a trebuit să recuperăm cu muncă ulterioară riscurile pe care ni le-am asumat în trecut. Și asta s-a întâmplat de câteva ori până la o investiție mai semnificativă din 2021 sau 2022 în perioada aceea okay. care s-a apropiat de 100-150.000 care raporta la nivelul nostru era o investiție semnificativă. Ne-am pus un pic de bețe în roate, dar ne-am așezat, ne-am pus planul la punct și am continuat. Dar, practic, voi ați investit într-un startup în care a venit la voi să vă ceară a... serviciile sau cum? Da, o vă... da, da. da, da. A, și v-ați asociat prin Troco Investit. Exact, pe pentru e. că era a, o oportunitate foarte bună în piață pe care noi am văzut-o, raportarea ce vrea să facă startup-ul. Și, da, ne plăcea viziunea, eram entuziași cu privire la ce putem construi împreună. Nu zic că a fost ceva ce nu ar fi fost adevărat, ci chiar eram super entuziaști și chiar cred că era o idee bună, însă capacitatea noastră de a investi nu era la nivelul la care... Trebuia. Da, da. Ce s-a întâmplat cu startup-ul? Păi, din păcate, nu a ajuns să scaleze. Am dezvoltat produsul, am ajuns până la un nivel cu el în care din punctul nostru de vedere putea fi lansat în piață, însă am, am avut unele uh, discuții în contradictoriu care au făcut astfel încât să nu se mai uh, lanceze. Nu l-ați mai lansat? N-am mai lansat, nu, nu, nu. Ah, ce păcat. Da, da, a fost un pic. O muncă de cât timp? Deci 150.000 de euro și timp? A fost aproximativ dat. aproape un an, da. Un an de zile și ce făcea startup-ul? N-aș putea să zic. Okay. <laughs> da, okay. da. Uite, o lecție foarte foarte frumoasă pentru că sunt riscuri foarte multe pe parcursul dezvoltării unui startup și chiar și înainte să apară el în piață. Nici măcar piața nu neapărat te doboară, cât poate din intern și poate ceva prin intern a fost mai bine, de, trebuia mai bine așezat cumva ca viziune încă de la început. Exact, exact și ăsta e un exemplu. Au mai fost și altele în care am investit 80 de mii pe parcursul a doi ani, altele în care am investit 40.000, de adică deci decizii... Tot vreți deci... să faceți un startup, da. un produs, o exact. chestie e foarte mișto. Avem o întrebare din public, o să o preluăm. Apropo de povestea asta cu un startup ca în care investești timp, investești bani și la un moment dat eu drop it. Ce se întâmplă cu el? Sau ce se întâmplă cu el odată ca și proiect, dar ce se întâmplă cu el la tine în minte. Ai, că îți mai vine din când în când, te mai gândești la el, mai zici, po, dar parcă... Hai să-l reciclăm, să-i facem ceva. Uite, chiar bună întrebare. Cel în care am avut o implicare activă de la început și esențială... Emoțională, zic. Da, da, și emoțional și... Cumva... Creația aceea de care ziceam eu, când ai o idee că e un pas incipient în a crea, când noi am avut o implicare activă de la pasul ăla, pentru mine cel puțin rămâne pentru totdeauna în minte și sunt sigur că o să apară cumva, într-o formă sau alta, o să se pivoteze și apară. Și s-a dovedit din nou și din nou că chiar se întâmplă lucrul ăsta și acum cu un startup pe care, la care lucrăm în mod activ. E o idee care a apărut prima dată în 2020, înainte de pandemie. Exact, a venit pandemia, a dat planul un pic peste ca pentru piața pe care activam, însă știam că, ok, e, e ceva ce rămâne pentru că a venit de la creația aceea, că dacă, dacă, o simți că e ceva nou, că e ceva ce poate să aducă valoare în lume, rămâne cu tine pentru că... Da, ea trăiește cumva, da, e vie. Da, da. În schimb, cele în care am avut cumva un rol secundar, mai apare câteodată întrebarea ce ar fi dacă. Normal. Dar uite, spre exemplu, un astfel de proiect nu poți să-l dai mai departe cuiva alte echipe sau să o vinzi? Ar fi super. <laughs> Cred că dacă ai experiența în a face lucrurile alea, e mult mai ușor. Noi n-am avut experiența în a face lucrurile alea, însă dacă o aveam, uite, și cu primul startup, cel cu cumpărături la, la domiciliu. Dacă eram uh, un pic mai deștept, aș zice eu, am fi putut să găsim o modalitate prin care să o vindem poate unui lanț de supermarketuri deja existent. Însă noi, în poziționarea pe care o aveam cu ei în orice discuție era ok, vrem doar să ne parteneriem, să veniți pe platforma noastră. Dacă acum, cu experiența de acum, Poate altfel ar fi fost discuția când intram în... Era un avantaj competitiv pentru ei să ajungă să intre pe piață primii cu un produs, poate, propriu sau un produs în care să fie investitor principal. Era altfel. Da. Uh, Fain. M-ai făcut foarte curios de startup-ul respectiv, poate ce ne zici cel care ați investit și nu ați mai lansat. M-ai făcut curios ce startup e acolo. Hai. Cred că și pe voi, nu? V-a făcut curios și poate o să aleagă la un moment dat să ne dezvăluie secretul. Da, da. da. E, e, ideea e că e, e o chestiune ce ține e foarte timp. mult și de confidențialitatea cu da. fondatorii. Uhum. pentru care am super un respect și tot ceea ce or făcut și cât ori investit și ei emoțional uh, și financiar și ca și pasiune e ceva ce respect mult și dacă ar fi ceva să discut împreună cu ei aș face-o despre asta. da. Uhum. Da, Alea încercam, să, încercam să dau un impuls să vedem startup-ul în viață, dar nu știu dacă o să miasă. -mi Uite, vă lansez o provocare și ție și fondatorilor uh, și o să -o tragem pe video și le trimitem la toți că poate aprinde iarăși flacăra și rezolvă ce a fost nepotrivit pentru, pentru startup și l-a adus în punctul acesta de a nu se lansa. Vă provocăm. Să vă așezați cu toții la masă și dacă există cea mai mică șansă și credeți că se poate învia produsul sau startup-ul, indiferent ce face el, să o faceți. Uite, o discuție mereu uh, poate să aibă loc. Da? Deci, Foarte... deci vă invităm, discutați și dacă v-am dat un impuls o să vă rugăm să ne transmiteți mesajul vostru, indiferent de ce stare s-a creat, să ne transmiteți mesajul vostru, să știm, ce, să știm ce decizie luați. Dar ar fi fain, ar fi fain. E păcat să lăsați o muncă neterminată. E o provocare, nu știu da. dacă o acceptați sau nu, vă știți. Noi o să ne facem datoria să vă, să vă stimulăm, să-l vedem în viață. Nu știu că e bună. Bun in bold. Da, mai ales că simt că cumva e o energie care încă vie, e vie, e viu, spiritul startup-ului încă e viu, adică hai să vedem ce e acolo și ce putem face. O să mai fie încă un moment bun în piață, da, e important și asta. Da. Cătălin, aș vrea să mai atingem iarăși subiectul cu echipa, pentru că e un subiect foarte important. Cum e echipa pentru tine sau ce, ce ar trebui să fac o echipă într-un business? Mm. Sau cum vezi tu lucrurile Rolul unei echipe o văd să fie mai puternică împreună. Uh -huh. Și atunci, în cazul nostru, sau în cazul meu particular, când lucrez cu echipa, în a construi un business, întâmpin dificultăți, întâmpin provocări. Pentru mine, lucru care mă face să-l depășesc cu ușurință, sunt oamenii din jur care mă inspiră. Oamenii care văd că poate să facă mai mult decât își pot imagina și în momentul în care văd asta, mă fac și pe mine să cred că pot face mai mult decât îmi pot imagina. și E ca un cerc, un cerc. care da. crește și uhum, aduce valoare da, printr-o echipă uhum. închegată care are încredere unul în celălalt uhum. și se inspiră să facă mai mult sau mai bine. Da, uite, eu am fost impresionat. Pe partea asta de echipă cred foarte mult în această, această sinergie și încredere și um, să te poți roluri foarte bine definite și um, fiecare să poată să-și vină cu specialitatea lui, să poată să vorbească despre ce el este... abilitat în, în echipă, fără restricții și multe alte detalii de genul. Și am remarcat o chestie, cred că weekendul trecut, am fost într-o într experiență să zbor cu avioane ușoare, știi? La Tuzla. Ce m-a impresionat foarte mult acolo este nivelul de încredere pe care le aveau oamenii aceia unul în celălalt și tot sistemul respectiv care coordona aerodromul se baza fix pe aceste lucruri, pe, pe încredere. Dacă lor le lipsea vreo chestie, vreo componentă aceasta, efectiv nu mergea aerodrumul. Nu mergea aerodromul. aveai cum riscai riscați no. foarte multe accidente, m-a impresionat chestia asta. Dacă cumva în business am putea să reproducem nivelul acela de încredere și de claritate în, în roluri, în, în viziunea lor de a face lucruri, cred că businessul ar crește mult mai, mult mai ușor. Imaginează că acolo dacă ți se spune de la turnul de control fă dreapta 100 de metri sau coboară la altitudinea 100 de metri, trebuie să o faci instant, adică nu e loc de întrebare, nu e loc da. de. Nu, nu pui la îndoială de ce să fac aia și de ce mi-a zis mie să fac asta și să se piardă timp. În exe e foarte interesant. În execuție sau. E, da. O văd așa. În momentul în care pui planul, la punct. Acolo e foarte mult loc de dezbatere pentru Correct. că ai și ideea în care să ajungeți Correct. împreună la un rezultat la 1 plus 1 fac 3. Exact. În sensul ăla. Dar odată ce ajungi la implementare și e foarte clar stabilit uh, drumul, rolurile, responsabilitățile, acțiunile, tot, 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 da, nu mai e loc de întrebare. În momentul da. ăla, you just go and... Da, 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 implementezi și... Și vezi după, la final, plan, ok, da. retrospectiv, însă uh, orice loc de dubiu sau de stai un pic, uh, poate să afecteze unde ajunge. Oh, da. da, 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 categoric. Sau să întârzie o decizie sau să se întâmple multe lucruri care merg în cascadă apoi. Exact. Ca și erori. Da. Și chiar și ei spuneau că, de exemplu, accidentele aviatice se întâmplă de regulă în momentul în care sunt foarte mulți factori nefericiți care se aliniază perfect pentru că a fost foarte multe erori una după cealaltă într-un mod perfect organizate mă rog, organizate de la natură și duc către acel rezultat, către un accident. Da. Dar altfel, orice orice schimbare de eroare, să zicem, pe acest parcurs poate să salveze, să nu mai ducă în, în problema aia. Și cred că putem învăța multe din uh, mediul nostru înconjurător. Da, uh, super, super interesantă uh, abordarea voastră și cred că asta v-a și dus în punctul în care sunteți acum. Și aș vrea să vorbim un pic acum despre experiența voastră internațională. Cum este să lucrezi cu oameni din state, să vinzi la clienți de acolo? Care e diferența dintre culturi? Diferența. Aș zice dintre cultura europeană, nu doar cea din da, România da, da. și cea din state îi. Uh, cred că evidențiată de capitalismul pur care există în state, <laughs> da. unde pentru a primi valoare trebuie să crezi valoare și de acolo pornește orice discuție. În schimb, în Europa, nu zic că e negativ sau mai puțin bine, dar E o componentă umană mult mai puternică, în care pornim de la o societate ce trăiește bine împreună, trebuie să ne gândim unul la celălalt, care, desigur, te face să trăiești o viață mai bună, însă rata de um, adopție a inovațiilor sau rata, nivelul cu care se poate inova și în mod real și comercial, scade, datorită faptului că na, ne pune mai multe întrebări trebuie să luăm în considerare opiniile fiecarei persoane, fiecărui grup de oameni, ceea ce în Statele Unite e diferit. Acolo piața dictează ceea ce aduce valoare și atunci trebuie să te miști rapid, să vii cu o inovație mai bună decât cea a de competitorului tău, astfel încât să ajungi să câștigi în piața respectivă. Deci din start, până și viteza cu care se construiesc lucruri, mult mai, mare. Mai, mai lent aici, mai rapid acolo. Mai acolo, da. Mai uh, relațional aici, mai tranzacțional acolo. Da, da, da. Dar zi-mi o chestie, te rog, cum e cum e să vinzi la clienți de acolo? Cum e să vrei ne. servicii acolo? Acolo ce am da. o lecție, să zic așa în câteva cuvinte, după un an și jumătate în care am vândut activ și am fost uh, prezența activ pe piața din Austin, unde am ținut workshop-uri cu startup-uri și cu companii mai mari, prezentări cu privire la cum pot serviciile noastre să le rezolve mai bine problemele și mai departe. am ajuns la concluzia că important acolo să livrezi valoare prima dată. Dacă reușești să arăți că poți să le livrezi valoare pentru ceea ce plătesc, într-un mod ușor pentru ei de primit în fazele inițiale, aia credește deja relația pentru viitor. Pentru că acolo e foarte simplu. Fiecare bani investit trebuie să mi-aducă cât mai multe valoare înapoi. Dacă tu mi-arăți din star că poți să faci asta, ok, putem colabora. Dacă nu, oricât de prieteni am fi, o să conteze foarte mult câți bani pot să fac mm. din ceea ce tu reușești să mi-aduci. Fie bani, fie da, beneficii indirecte. Mm -hmm. Și voi aveți acolo departament de vânzări sau cum vindeți? Ai acolo? un partener um, cu care ne-am asociat de la începutul anului 2023, care ne-a ajutat semnificativ să înțelegem cultura de acolo, care să fie abordarea, limbajul, modalitățile prin care să vindem în piață de acolo și el reprezintă practic interfața noastră. Um, departamentul de vânzări de acolo în sine intern sunt eu când mă duc în... Mm -hmm. în, în vizitele mai lungi pe care le avem în Austin, dar cam atât momentan. Da, vrem să scalăm, vrem să construim pe baza succesului pe care îl găsim acum și... Da. E diferit în Germania, de exemplu, că știu că e și Germania e o piață importantă pentru voi. Da, acolo e mai relațional. Aș zice că e important să îți placă omul cu care lucrezi, nu în sensul în care în state nu-ți place și acolo trebuie să-ți placă cele din urmă da. Nu o să-ți petreci zilele lucrând cu cineva de care nu-ți place, dar în schimb în Germania are o greutate mai mare faptul că trebuie să existe relația asta între, între oameni consolidată în primul rând și menținută pe parcurs astfel încât să fie de succes. Mm -hmm. Ok, uh, avem o întrebare din public, mi s-a părut cred. Aș vrea să-mi spui mai exact ce faceți voi. Linify. Ce, ce înseamnă Linify în, în da. servicii? Noi construim produse de la nivelul de idee până la nivelul de produs de succes și scalabil în piață. Ce înseamnă de succes și scalabil în piață? E noțiunea de product market fit în care ai validat faptul că produsul tău este adoptat în mod organic și natural de către piață pentru că reușește să rezolve problema mult mai bine decât orice altă soluție existentă, orice altă alternativă. Bun. Și noi ce facem? Oferim servicii de product, de design, de development și de testare, astfel încât să poți construi produsele respective. Avem okay. un diferențiator puternic pe faptul că sunt, avem o abordare bazată pe validare la fiecare pas. Asta e transpusă și în playbook-ul nostru, The Validation Playbook, un manual, aș zice eu, de 80 de pagini, care arată un proces de validare de la 0 până la 1 cu privire la ce trebuie să faci astfel încât să minimizezi riscurile de a investi prea mult sau de a merge prea mult în direcția greșită. Și asta este dezvoltat de voi, acel, acea Da, acea este reguli? designed by Linify, dar nu este ceva complet nou, a zice. Este doar ceva ce aduce, într-un mod structurat, toate bunele practici mm -hmm. ce există în The Lean Startup, în The Blue Ocean. Ok, deci, practic, eu dacă am o idee, dar încă nu mai am validat-o dacă e piață pentru ea sau nu, voi puteți să faceți și asta? Puteți face faceți și research de exemplu, pentru da. validarea ideii? Da, 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 da. Facem asta în special cu clienți din uh, afară, din state și din Germania. Ok. Și cum, practic, o faceți asta? Ce, ce mecanisme sunt de a face? Sunt cinci pași importanți prin care trecem. Primul e să identificăm clar problema da. pe care o rezolvăm și piața pe care ea ne adresăm. Alea un prim pas de okay. workshop-uri și brainstorming. Al doilea pas e cel de cercetare de piață. Noi zicem lean market research pentru că mm -hmm. e făcut ca un startup să, da. să ai o idee în ce direcție să mergi, nu să ai toate datele da. Da, pentru că ai mult mai costisitor. acolo mergem pe cercetare cantitativă, calitativă și de competiție. În pasul 3 identificăm o propunere unică de valoare un răspuns puternic la de ce ar alege piața să folosească produsul meu pentru a-și rezolva problema în locul oricărui alte alternative. Aici trebuie să fie clar și foarte puternic răspunsul. Bazat pe ăsta, în pasul al patrulea, trecem la concept. Care, ok, cum putem să livrăm propunerea aceea de valoare? Care sunt funcționalitățile? Cheie, ce trebuie să facă produsul? cum trebuie să fie integrat în journey-ul clientului. Iar în pasul 5, experimentare, în care testăm presupunerile cele mai riscante, ipotezele cele mai riscante cu privire la produsul nostru în piață. Ok. Ziceai că voi validați fiecare pas. <coughs> Te referai fix la acești pași? Asta sau? e un pas, aș zice. Asta da? e procesul de validare cu privire la idee, idee. Okay. întru totul. Dar dacă ar fi să ne uităm, spre exemplu, să zicem că avem un concept validat. Ok. Așa, astea sunt funcționalitățile, asta trebuie să facă produsul, e clar că e nevoie de în piață. Următorul pas e să validăm utilizabilitatea designului, Adică va trebui să facem din nou research pe cum sunt obișnuiți oamenii să folosească profilul acela de client, cum sunt obișnuiți să folosească produse în mm -hmm. viața lor de zi cu zi și bazat pe acele produse venim cu un flow, cu wireframe-uri transpuse într-un prototip non-funcțional, iar acel prototip îl folosim pentru a valida sau invalida dacă sunt utilizabile, dacă e utilizabil produsul, dacă e ușor de folosit, dacă e o experiență plăcută, iar în funcție de ceea ce aflăm prin testele de utilizabilitate, adaptăm produsul și validăm ok. Putem trece mai departe și trecem la dezvoltarea software. Și aici trebuie să validăm scalabilitatea de la început ba, pentru a testa în funcție de direcțiile în care se dorește să se scaleze cu produsul. Da, faceți o treabă, pare o treabă foarte uh, detaliată, foarte analizată, foarte din multe perspective, ceea ce mi se pare că aduce o mare plusvaloare. Acum aș vrea să migrăm un pic pe partea de provocări. După da. cum știi și ți-am spus, o să ai parte de două provocări în cadrul podcastului și provocarea ar fi așa, mm. să faci un pitch pentru platforma ta pe care ați făcut-o la început, da. chiar cu cumpărăturile care apropo acum și există în piață, corect? Glovo sau face asta? Glovo, sau... cred că e principalul. Glovo, corect? Care cred că i-au cumpărat și pe cei la Bringo, dacă nu mă știu el. Mă rog, nu știu, s-ar putea da. să dau informație greșită, deci nu o luați de bună. Uh, și aș vrea să faci un pitch pentru acel produs. Ca și când vrei să... Hai să vedem dacă să-l punem în perspectivă de... Sunt lanțul de magazine. Vrei să mă convingi acum, cu mintea de acum, să investesc la modul ok? Sunt niște atât. factori pe care trebuie să-i înțeleg, dar unul, cui da. mă adresez, Perfect. foarte important cui mă adresez, da. doi, care e obiectivul meu, ce vreau da. să se întâmple după conversația asta, da. și trei, care e momentul în care ne aflăm în piață acum, dacă suntem atunci, în 2016, sau dacă suntem acum. Uite, suntem acum, da? suntem experimentați precum acum, adică deja Bun. ai experiența. Și uh, sunt un hipermarket da. uh, care te-a refuzat pe partea de parteneria că a zis, băi, îți dau procente mici, uh -huh. nu v-ați înțeles. Da. Și piața este în faza, în faza actuală în care cumva cred că există și Tu vreau să-i atragi ca și partener, nu? Și tu vrei să-i atragi ca și partener, ăsta e obiectivul. Da, primul lucru pe care ar trebui să-l fac, da. <laughs> să fac o cercetare de piață, să-mi dau okay. seama... Um, eu pot să fac un pitch, numai nu o să fie atât de credibil și puternic, pentru că eu trebuie să înțeleg ce e mai bun produsul meu. Care-i propunerea mea unică de valoare pentru lanțul acela de supermarketuri okay. și de ce ar alege să lucreze cu mine în schimbul oricărui alte soluție care există, cum ar fi Glovo sau Bringo. Acum, top of my mind, fără să, fără să fac o cercetare, ce taric, să da? da. hai să ne gândim, ok, ce le lipsește celor de la Bringo sau Glovo. Uite, hai posibilitatea să își integreze brandul lor ca și supermarket da. în magazinele online care oferă um, posibilitatea ca clienților să le fie livrate cumpărături la domiciliu într-un mod în care pot să-și construiască loialitatea în rândul clienților. Mm -hmm. da, asta mi-a venit ca și prima Super. chestie. Super. Dar asta trebuie să se traducă și în niște funcționalități ale produsului și în niște modele de business da. um, tailored, perso personalizate pentru fiecare lanț în parte sau pentru fiecare profil de lanț. Da, asta deja îmi okay. uh, cere Perfect. și mai multă analiză. și. Bun, da. deci ne lipsește componenta asta. Hai să mergem să schimbăm un da. pic provocarea. Uh, hai să facem așa. Tu ești Linify, eu da. sunt un potențial nou client Bun, da. din state uh -huh. și vrei să mă convingi că serviciile voastre că merită să lucrez cu voi, Bun. doresc să fac un startup, am găsit o idee, am o experiență, să zicem, mergem pe zona de real estate și vreau să digitalizez să zicem componenta asta, vreau să fac un produs care să unifice toți Uh, să zic așa, toți agenții imobiliari din toată lumea să lucreze într-un singur loc, să poți să vinzi o proprietate din New York, de aici, din România, ca și când ești membru al uh, agenților din New York. Ok, bun. vreți să facem asta, convingem-o că linii Deci ești pe... la nivelul de idee, nu? Da, da, sunt la nivelul okay. de idee. Uite ce aș vrea să fac. Ok, va trebui să... Și într-un pitch, it goes both, way, both okay. ways. Um... Păi, în primul rând, o să vreau să înțeleg cum se ai validat până acum ideea, ce te face să crezi că investiția pe care urmează să o faci da. o să-ți și aducă un return on investment. Și noi acum plecăm de la assumption da. că ai bani de investit pentru. Da, 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 am bani de investit, exact. Păi, uite, eu am lucrat mulți ani în imobiliare și am observat că există aceste limitări teritoriale unde tu poți să vinzi doar pe arealul respectiv. Dar ce am observat este că piața și-a schimbat comportamentul și oameni din România, de exemplu, vor să cumpere și în Spania, vor să cumpere și în alte țări. Și eu nu mai pot să servisez clienții aceștia și îi pierd. Mi-ar plăcea să am un produs și văd nevoia asta la mine și prin clienții pe care îi pierd zi de zi cu compania de real estate pe care o am, să zicem, și vreau să am acest produs în care să pot să vând în afară, fără mari probleme. Uite, premisele de la care pornim sunt foarte bune, că se vede că ai o expertiză în da. domeniu care va contribui la factorul diferențator exact. pentru succesul tău. Acum, întrebarea mea va fi cât de rapid vrei să lansezi produsul ăsta în piață? Cam șase luni. Ok, bun. Vrei să lansezi în șase luni. Da, depinde ce cauți acum, dacă cauți un partener tehnic sau cauți un furnizor de servicii. Noi suntem un partener și pentru mine e foarte important să-ți recomand, bazat pe experiența de până acum, care ar fi cel mai de dorit PET pentru a-ți proteja investiția. Și atunci, dacă vrei să construiești direct ceea ce ai tu în minte, putem să facem asta probabil o să fie o investiție de 100-200.000, asta îi baza pe ceea ce mai zis foarte pe scurt acum. Da. Lansăm în 6 luni și există o șansă destul de ridicată ca piața să nu adopte produsul și să trebuiască să ne întoarcem la tablă și să redesenăm exact ceea ce trebuie să facem. Asta e o opțiune. O altă opțiune e să trecem printr-un proces de validare puțin mai structurat care presupune o investiție mai scăzută, undeva la 20-30 de mii. În două-trei luni de zile deja putem avea un răspuns cu privire la prezumțiile um, tale, dacă produsul chiar o să rezolve o problemă în piață, dacă diferențiatorul pe care le ai acum tu în minte este cu adevărat unul puternic și o să facă ca clienții să plătească pentru el. Și singura schimbare în abordarea noastră și în colaborare va fi faptul că Vom intra mai mult în cercetare de piață, vom lucra mai mult împreună, vom înțelege mai bine cum vrei să aduci valoare în piață, iar echipa noastră va fi și echipa ta. Da. Acum okay. depinde foarte mult de ceea ce cauți tu într -un, la momentul ăsta într-un partener. Mai convins și la modul sincer că eu sunt mai aventuros și mă arunc mai rapid în hai să fac. Și atunci cred că puteți să echilibrați balanța, să și analizăm mai mult în detaliu. Da, da, mi-a plăcut, a fost excelent. Acum o să te rog pe tine să lansezi o provocare pentru oamenii care se uită la noi, tinerii care se uită la noi, oamenii care se uită la noi, nu contează vârsta, din perspectiva ta de founder, pentru cei care vor să evolueze sau chiar să construiască un startup ok business. Păi, dacă aveți deja o idee în minte, dacă ăsta e da. este primul pas, dacă aveți o idee în minte, primul lucru pe care vă recomand să-l faceți e să-l discutați cu 10 potențial clienți ideea. Atât. Vorbiți cu 10 clienți inițial, potențial clienți pentru ceea ce vreți să construiți. Faceți 500 cu o cafea, faceți 500 cu un prânz și la primul pas care vă va da entuziasmul, vă va clarifica ceea ce trebuie să faceți și doar construiți în continuare pe el. Asta ca să fie ceva simplu și ușor de aplicat. Super tare. Bun, deci hai să trecem la treabă. <laughs> uh, și acum o să te rog să provoci un uh, uh, pe cineva din sfera ta care consider că ar, uh, ar merita să facă. Să-și să spună povestea sau să are, are chestii de comunicat, faine către oameni, uh, o să te invit să lansezi o provocare să vedem dacă acceptă provocarea de, de a participa într-un într podcast. Ok. Um, hmm. Noi o să trimitem acest video către persoana respectivă. Din România, presupun. <laughs> uh, <laughs> da, că încă în afara n-am plecat. <laughs> mai mai așteptăm cu podcastul să plecăm în afară. Da, cred. Bine, îți dau două răspunsuri. Da. Primul, cred că ar merita să aveți o conversație și cu cofondatorii mei, la un moment super. dat. Asta cred că ar fi, ca să fie păi, din mai multe provocă? perspective. No, pe pe provoc, Și doi, ca să nu fie super biased, că da. clar că sunt biased cu treaba asta. Um, hmm. Cred că ar fi interesant să vedeți cum arată povestea unui business mai... Um, um, cum să zic așa, înrădăcinată în știință. Și atunci, o discuție cu Cornel, când mai aveți uh, vizite pe fi ar fi super. Pentru că e o abordare diferită, probabil uh, și povestea și parcursul în a construi un business ca cel pe care îl construiește el sunt diferite și ar fi ceva de, de învățat. Ok. Păi, pentru... te invităm să-i comunici invitația. Da, în regulă, în regulă. O să le comunic. Ar fi fost bine în video ca să-i trimitem, dar pot să-i pot să lase și... fără. Da, mi-a plăcut foarte tare ce faceți voi și mi se pare că expertiza voastră internațională poate ajuta foarte mult. Voi sunteți, aveți și programe în care ajutați tineri sau faceți, sunteți implicați și în astfel de activități? Noi colaborăm cu, adică suntem parteneri de validare sau parteneri strategici sau parteneri în funcție de, putem noi să ducem valoare, cu principalele acceleratoare din țară. Innovation Labs, Rubik Hub, Startup Reactor, unde... A, Scopul nostru e să aducem din expertiza pe care am reușit să ne construim și pe care o oferim în afară contra unei sume de bani, să putem să o aducem în, înapoi în comunitate și să ajutăm să creștem startup-uri de succes. Orice contribuție mică pe care o avem pe noi ne face fericiți. Super tare! Și bă, poate să vă abordeze tinerii direct pe voi sau din hub-ul respectiv, din organizațiile respective vin la voi ca... E mai eficient prin organizații, dar uh -huh. mereu am ajutat orice startup care a venit către noi cu sfaturi, cu o direcție pe care putem să o dăm. Deci uh -huh. chiar oricui, oricine uh, vrea să inoveze, vrea să constru vrea să transforme o idee pe care o are acum în ceva ce poate să aibă succes la nivel global și vrea să discute cu noi de -mi să facă. Super. Înainte să încheiem podcastul, aș vrea să... Scuze, e o întrebare din public. Și n-am apucat uh, să... Dar eram curios care este profilul clientului vostru, având în vedere că startup-urile care sunt la nivelul de a valida ideea în majoritatea cazurilor nu prea au finanțare. Foarte bună întrebarea, pentru că aia reprezintă 5% din, veniturile noastre, e mai mult o muncă ce ne aduce și nouă, ne, ne consolidează expertiza prin munca pe care o facem împreună cu ei. Profilul nostru de client stabil sunt companii cu peste un miliard în venituri anuale, care construiesc spin-off-uri sau produse noi în cadrul organizației și au nevoie de echipe complete de produs care să, vină, să le vină în ajutor. Cu o expertiză și o agilitate foarte competitive, aș spune eu. Deci clienților sunt, au cifre de peste un miliard. Cum este, cum este, să stai în energia asta unei companii de, cu venituri anuale de peste un miliard? Sau valoare? N-am înțeles prea bine. Venituri. Venituri anuale, ok. Cum este? E, e lumea aceea corporatistă pe care uh, o simți uh, și o aș zice și într-un mod pozitiv, pentru că îți dai seama de câtă amvergură au lucrurile pe care ei le pot aduce în piață și chiar dacă poți contribui într-o mică măsură la ceva care o să aibă un impact în toată lumea, îți dă un sentiment special. Într-un startup e diferit. Acolo e mai multă agilitate, mai mult entuziasm, însă încă operez la o scară mică. Ok. E ceva ce ai învățat din aceste parteneriate și crezi că ar ajuta să le știm și noi ca public? E important să înțelegi așteptările, să setezi bine așteptările, atât la nivel intern cât și extern și să cauți mereu soluția în orice conversație. Solution, știți că sunt CV-urile alea în care dai câteva skill sau ce se caută. Spre exemplu, solution oriented. E mult mai important decât pare, dar faptul că ai o gândire ce se uită mereu la ok, dar cum reușim să rezolvăm problema asta, ai foarte valoros în colaborările cu companii, cum ar fi o activitate, solution-oriented. Asta îți arată valoarea, faptul că vrei să faci mai mult decât doar să îți uh, it's de the aici da, da. at the end of the day. Da. Asta e, e foarte bună lecția, în sensul că probleme pot apărea oricând. Important e cum ne raportăm la ele și ce soluții avem pentru ele. Că întotdeauna există niște soluții. Dar trebuie doar căutate și să ai focusul pe... soluții. Da. Dar unele sunt mai greu de găsit, dar mereu sunt acolo. Sigur, sigur. Și dacă nu le găsești tu, poate întrebi în stânga, în dreapta și tot afli e de niște soluție. soluții. Da. Exact. Da. Uh, mai sunt întrebări din public? Ok. Uh, am, un, am înțeles perspectiva de business uh, ce te înconjoară pe tine, Cătălin, dar n-am înțeles și omul din spatele business -ului. Și aici aș vrea să îmi povestești un pic despre tine, chiar dacă suntem aproape de final, dar aș vrea să înțelegem cu cine, cine este omul din spatele, cine este omul din spatele CEO-ului. Sunt, cred eu, modest to a Nu prea place să vorbesc super mult despre mine. Ok. dar ce pot să zic e... Atunci da. e foarte bine că înseamnă că te simți în disconfort și fix asta căutai, Aha. nu? Da. Uh... Hai să te auzim. Uite, ca și de ce, why, personal pe care l am în viață, e să pot să fac ca experiența de a trăi să fie una mai bună prin tehnologie. În toate deciziile pe care le iau, toate businessurile în care mă implic, toate inițiativele în care sunt activ, uh, chestia aia e nucleul meu și care mă e alimentează, defense, da. da. da, da faptul că viața asta poate să fie trăită mai bine, mai autentic, mai frumos, în modul de neimaginat până acum, iar tehnologia vine să facă asta posibil. Tehnologia se schimbă continuu și e normal. Dar cum putem să facem asta? Cum ne folosim de tehnologie în beneficiul nostru, al umanității? Aia îi, ăla e combustibilul meu. Uh -huh. Dar uite, când ți-ai găsit tu acel oai? acel uh, drive interior, pentru că mulți tineri caută, dar nu, nu găsesc la tine cum a fost. Păi, mi-am pus întrebarea asta foarte mult, în primul rând. Adică n-am fost așa. Okay. Um, cred că a contribuit și faptul că, uite, practic meditația zilnic de peste 10 ani și, ba, nu exagerez, până 9 ani. Da, chestia Asta mă face să fiu mult mai des cu gândurile mele și doar cu gândurile mele. Și după vreo 3-4 ani de da. făcut treaba asta, am reușit să am mai multă claritate cu privire la cine sunt eu, ce e important pentru mine. Uite, o epifanie, sau cum se spune, pe care am avut-o, e că în momentul în care îți trăiești viața în mod autentic față de tine, adică tu te știi foarte bine pe ale primul punct, știi foarte bine cine ești. Te cunoști, uh, următorul pas e să nu te minți pe tine în acțiuni și în ceea ce faci. Dacă reușești să te ții de lucrurile astea două, să fie oare cu la ceea ce e și să transpui în acțiunile tale de zi cu zi treaba asta, ai o viață în care ești doar un flow. No, dar până și chestia aia e super challenging. Da. Și ești din Cluj sau de unde? Ești din, aici, din Cluj? aici aproape, din Alba Iulia. A, okay. da. și, și eu și Prezman și Alex, toți trei suntem. Am fost la același liceu. Eu, fiecare într-o într altă clasă de specialitate am fost la Științe sociale, Prezman la Mate Info, Alex la Științe ale Naturii. Dar, na cumva acolo ne-am clădit încrederea și ne-am dat seama că suntem compatibil ca și cofondatori. Da. Deci, practic, ei sunt cofondatorii da. Linify, da? da? Ca să înțeleagă publicul. Pare să că mai avem o întrebare din public? Da, eu aș vrea să te întreb dacă ar fi să vorbești cu Cătălin de la 16 ani, să zicem, din liceu, ce sfaturi ai da și ce ai face diferit? Și am pus întrebarea asta recent și aveam un răspuns nu-l mai am. Să <laughs> mă gândesc acum la el. A, ce ce spune lui Cătălin. Ai încredere în tine, atât. Ai încredere că ceea ce... Ai... ai încredere în tine, în valoarea ta și ai încredere că a fi bun și kind cu cei din jur e una tău și să te ții de asta. Da, fain. Uite, acum mi, -mi vine în minte o întrebare mai spirituală. Eu ți-o adresez dacă poți să răspunzi. E ok dacă nu înțeleg de ce nu poți să răspunzi. Uh, faci meditații de multă vreme, am da. înțeles asta, da? Ai atins vreun uh, prag în care... Am A, avut câteva a experiențe. depășit uh, contextul fizic? Am avut câteva experiențe. Foarte puternic, ce se întâmpla când meditam în fiecare dimineață, pe la ora 5, așa, timp de oră, așa consecvent, atunci locuiam și singur în apartament, a fost vreo 3 luni, dar în momentul ăla am avut câteva de trăiri mai inexplicabile. Da, da, exact, da. exact. Fine. Super, deci remarc că bă, în. În căutarea a scopului ai găsit ceva ce te motivează și de aici ai reușit să creezi o companie care la rândul ei să aducă un mare plus valoare atât pentru startup-uri, dar și pentru acele companii de peste un miliard. Și cred că noi ca oameni în general ne căutăm fiecare scopul în interior. Poate unii o fac conștient, alții nu o fac. Nu știm cum cum sunt oamenii în general, însă cred că odată ce îl găsești acea motivație interioară, cred că te așează cumva pe, pe drumul evoluției. Și invitația ar fi să vă căutați în interiorul vostru, să nu vă pierde speranța, să aveți încredere că la un moment dat veți reuși și să luptați cu tot ce vă înconjoară, astfel încât să fiți cât mai autentici, așa cum ne sugerai. e, Dacă e un avantaj pe care l-ai în fața tuturor, e faptul că doar tu ești tu. Și trebuie să te folosești de asta. Da, da, da. Da. Super, îți mulțumesc mult pentru podcastul de astăzi. Ne-ai adus la masă informații valoroase, informații care ne inspiră și um, ne-ai la masă iarăși o motivație că da, se poate. Ne arăți că da, e foarte posibil să pleci de la zero și să construiești o companie cu toate provocările aferente și să fii bine și cu tine însuți. Da. Chiar dacă, na, să ai o companie e destul de provocator. Da. Dar recomand în același timp. Da, eu mai aveam o curiozitate dacă poți să ne zici, dacă wow, câți oameni de vânzări aveți și... Detalii de genul, din cazul companiei. Oameni de vânzări, momentan oameni efectivi de vânzări uh, sunt eu, uh, Alex, okay. care și el are o componentă de vânzări ca și parte din responsabilitățile lui și uh, încă un membru al echipei, uh, Patri, care e în formare, dar atât ca și... Uh -huh. Și, practic, voi pă, între trei oameni Corect, am înțeles. Bine, generați veniturile acestea. Bine, Înva. cred că e un lucru în echipă, în sensul în care uh, când vinzi, sunt mai mulți pași. Prima dată să atragi, după să califici faptul că e un client pe care se potrivește profilului tău și după să ai decizia cu privire la faptul că vrea să fie client, când se întâmplă, de fapt, vânzarea. Dar bun, asta se întâmplă prin lucru în echipă și cu... Um, colegii din departamentele de produs, de design, tehnic, adică e ceva ce facem împreună astfel încât să putem să le arătăm că lucrând împreună cu noi soluțiile pe care ei le vor vedea da. devenite realitate. Se... Perfect, deci sinergia echipei produce Aia e vânzarea, e esențială de fapt. Da, e da. esențială. Super, deci facem ce facem, tot la echipă ajungem. <laughs> Așa că pregătiți-vă businessurile și pregătiți-vă ca echipă să funcționați cât mai bine. Am auzit și de la Cătălin informații precum aveți grijă de rolurile în echipă, faceți un plan după ce ați făcut planul, nu mai puneți întrebări și acționați în consecință. Și până data viitoare vă mulțumim că ne-ați urmărit și dacă vă place conținutul sau dacă considerați că ai poate ajuta pe cineva, vă invităm să șeruiți. Vă invităm să vă abonați la canalul de, de YouTube și vă invităm să aveți curajul să explorați ideile de business pe care le aveți pentru validare cu uh, echipa Linify. Îți mulțumim frumos, Cătălin. Da, mulțumesc și pentru experiență. Și, și mult succes în tot ce faci. La fel. Sper că te-ai simțit bine. Da, foarte confortabil și autentică conversația. Dragilor, înainte să încheiem, eram pe final. Dar a mai apărut o întrebare din public. Am revenit iarăși. Te rog. Cum ați abordat primul client din străinătate? De... Păi, primul client a fost din Germania și am ajuns la el printr-o recomandare din un membru al familiei, unul dintre cofondatori, cunoștea pe cineva din Germania, care vrea să facă o aplicație. Da. Era primul nostru client eram, ne luam cumva atitudinea și comportamentul din ceea ce am văzut în filme și am auzit de la alții. Deci am fost un serviciu de white gloves, cum am avut atunci, îl avem în continuare și e într-o în continuă îmbunătățire, asta vă asigur, însă cum ne-am simțit noi sau cum, cum ne-am raportat la client a fost o experiență în sine. Adică a venit în vizită, i-am arătat clujul, l-am făcut să aibă o experiență de neuitat, ne interesa să știm exact ceea ce înseamnă produsul pentru el. Adică a fost și pentru noi o oportunitate faptul că era primul client și am apreciat-o. Și sper că și el a apreciat toată experiența pe care i am oferit-o. Și la fel a fost și cu clientul din primul client din state. Da, am acum o întrebare eu, el știa asta că e primul client? Da, știa, da știa, știa, știa. cel puțin cel din cel puțin cel din Germania știa. Da. Cel din state era al doilea, ci drept, dacă stai. Da, deci se rodase treaba. Da. 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 Super. Mai sunt întrebări? Gata. Deci, acum chiar că închidem podcastul, deci nu mai revenim. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat. Până data viitoare, dragilor, să aveți toate cele Super. Bravo. 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 Bravo.